Complet. De 100, vă rog. Asta nu-i camul nostru, ăsta e mare. Oameni, cât de bine sună. Salutare, prieteni! Eu sunt Sergiu și este prea de dimineață, pentru că Noemi m-a trezit să mergem să facem poze la... Facem treabă! Da, la 9 dimineața, duminica. Stai, cine a venit aseară la 3:30 acasă? Cine? Tu! Eu vin la 4. Da, și mergem chiar acum să facem niște poze. Noemi nu a vrut să o lase, să ne oprim acum repede, să... Opa, stai să lăsăm camera jos să vadă în oglindă. N-a vrut să mă lase acum să mergem repede să spălăm mașina, așa că va trebui... Nu știu... Cât durează un jeton de 5 lei? Mai mult durează de 5 minute? Nu, cred că nu-ți dă nici 2, cred că îți dă țeapă mai mult. Păi, hai că ne oprim, hai. Să zicem? Da, hai. Bine, ne oprim. După aia mergem să comparăm această mașină cu E-clasul lui Montrey. Nu v-am spus, dar mă gândeam că este de la sine înțeles să-i dați un follow lui Noemi pe Instagram. Da. Și mie, bineînțeles. Și subscribe la canal, că ne ajută mult. La capitolul modificări, mașina asta câți cai are? 860. 860 de cai. Cam las pe mână, ai grijă de ei, da? De toți. Păi, eu sunt obișnuit cu herghelii de astea foarte mari. Din câte am înțeles, are un downpipe Red Star, Soft Gorilla Performance. Mamă, e full așa. Nu, că alea nu merg. De ce să nu merg? Nu merg, e squeaks, e squeaks. Steau X că sunt ocupate, dar restul... Nu, cred că sunt toate ocupate, ce? Da, efectiv sunt toate ocupate. Deci, mașina este mai lăsată, deci are suspensie sport, mai sport de atât. Mă duc repede să spăl mașina și poate mă filmează și Noemi un pic. Când te... Tu vrei să iasă în halul ăsta afară din mașină? Da, Noemi are o roche și e frig. Nu, că poți să ții camera pe aici și să te învârți așa 3 secunde în jurul meu. Da, o să mă duc acolo, hai. A, nu! În mașină, ca să nu îngheți. A, bine, da. Vezi, mă gândesc la tine. A, bine, da, ok. Apa, sper să fie destul de curată. Era oricum destul de murdare. Eu am dat numai un jet de apă. Să sperăm că e ok. Hai să mergem. Hai, da! La soare am spălat-o ca dracu. N-am spălat-o prea bine. Da. Ne ajutați dumneavoastră? Da, de 100, vă rog. E normal, da? Nu, e benzină. Da, da. Eu știu că e murdar motorul, dar... Hai să vă arăt asta rapid. Așa, deci... Suntem prima dată la volan, nu știu dacă prima dată, dar cred că a mai fost o singură dată. Dar nu sunt sigur, nu mi-aminte să fi întâmplat. Hai să o pornim pentru prima dată singuri. Și acum mergem să ne vedem cu Alex. Asta nu-i camul nostru, ăsta e mare. Asta e foarte mare, boss. Te las, te pup. Deci este soarele ăsta afară. Oh, ce ciudat de pedalele. Până acum totul e diferit. Deci băi băieți, fiți atenți, trebuie să vă explic de acum. Totul o să stea diferit în mașina asta, inclusiv cameră, de toate. O să fie destul de complicat. Noi oare acum suntem pe sport? Deci, nu, acum suntem pe individual, nu vrem pe individual, pe sport, sport plus. Nu face hou ca mâu! Mamă, ce furios este, bă. Anghiul ăsta este foarte furios. Ce să zic, ca să împărtășesc emoțiile mele cu voi, trebuie să vă spun că am emoții, nu? Că ar fi dubios să zic că nu am deloc emoții. Dar planul meu este să avem cât mai mare grijă de mașinuța asta, dacă tot a avut încredere în noi să ne o înmâneze. Bă, trebuie să-i scrie lui Montrey, bă! Acum ne sună. Da? Tu ce zici? Să știți că este foarte nervoasă. Și noi mergem frumos cu ea până ne obișnuim puțin. Mamă, dar ce suspensie are, frate! Prima impresie, nu cred că îmi place SUV-ul, că stau prea sus. Pupa, uite, noi trebuie să facem aici dreapta. Mulțumim, prieteni. Vă pupăm. Au, 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 au. Încet, încet. Încet, încet. Pe aici trebuia? Trebuia pe aici. Am mers greșit. Deci, să facem o românească aici. Alo, da? Foarte diferită. Mamă, ești pe sport plus că te-a văzut. Ce? Ești pe sport plus că te-a văzut. Da. Poți să mă pui pe vlog, că te-am luat de verific. Ești pe vlog? Dacă, da, dacă ești cu minte. Nici că alta nu am la București. Știi chestia aia cu când te sună tactul, că ți-o da prin mașina de prima dată? Hai că am zis, am vorbit, dar n-am mai vorbit. Da, am revenit. Ai revenit? Am revenit. Hai să vedem dacă mă convingi să-mi vând urinic. Deci am mai auzit până acum mașina asta de afară și m-a impresionat super, sperou. Până la urmă e un V8, câți cai are? 860. Da, ok. Cred că... direct. Mamă, ce bine sună, bă, frate, vreau și eu V8, mă, de fiecare dată că mă... Bă, câte pupsuri dă! Deci de fiecare dată când mă plimb cu un V8, îmi vine să renunț la un rinic. Chiar ai nevoie de amândoi? Deci ăsta e cel mai gălăgios mod al mașinii. Nu știu. Doamne, cât de bine sună. Doamne, câte popsuri dă. Da, da, acum nu le dă cum trebuie, nu știu, cred că nu-i caldă. Nu? Dar nici n-avem foarte multă benzină, că am băgat de 100 de lei, voi ați văzut? S-au dus de ea 50. I-am zis la băiatul, îmi bagă de 100. De bine sună, mă, frate, deci V8-ul ăsta e criminal, mai ales V8-ul de la Mercedes, e unul din preferatele mele, deci sună bine rău de tot, vezi că te ceartă oamenii ăștia aici. Nu, că nu ceartă. Poate ți iese un mistreț în față, ultima oară când am venit pe aici, au ieșit 2-3 mistreți, nu știu. Mergi tu pe meu, Dorian? Nu, că nu-i bine. Măcar dacă era mașinuța noastră. Doamne, cât de bine sună, mă, frate. S-a mai încălzit un pic acum, se vede. Bă, vreau și eu, mă, V8. Nu știu ce naiba fac, dar trebuie. Doamne, ce hal face. Și îți dai seama cum se aude de afară. Adică știu că am auzit-o de afară și efectiv m-am speriat. E crimă mașina asta, efectiv. Da, poliție aici? Păi, mi-a lăsat mașina acolo. N-ai treabă. Avem un Soft Gorilla Performance. Ok. Avem downpipe, doar downpipe. Da. Opa. Doar downpipe și suspensie sport. Am înțeles. Și am mai lăsat-o puțin. Nu știu, dar îmi place rău de tot cum sună. Vezi că ai uitat direct. Îmi place. Doamne, cât de bine sună. Deci, și conștient că te-au luat toate camerele astea de la... Nu pe risc, nu pe risc. Deci eu dai, mă, pe confort. Păi gânda ca să fie aici mai liniște, la copil. Așa. Că nu ne place să deranjăm cu copiii. După ce am trecut la 100... Ai văzut că ți-ai scos tot aia de benzină? Doamne, cât de bine sună! Deci aș face asta toată ziua, îți dai seama că trebuie să ai... Bă, tu îți dai seama cum aș sta pe drum cu mașina asta, adică numai... Upshift, downshift, upshift, downshift... Nu știu, mă, frate, dar de fiecare dată când mă urc într-un V8, parcă nu-mi vine să mai... Nu-mi vine să mai fac nimic, efectiv știu că trebuie să-mi iau și eu unul. flăcări? Da, și flăcări. Le-ai arătat oamenilor cât de bine ai spălat-o, ca idee? Da, le-am arătat în benzinărie. Deci eu nu credeam vreodată că pot să văd o mașină care e spălată. Trebuie să mai ridicăm botul asta. Aleșina, da? Aleșina puțin. Au. Acum o coborât iar la groapă. Deci nu credeam vreodată că poți să ai o mașină mai murdară după ce o speli. Putem să mai întoarcem dacă mergem în față, putem. Nu chiar. Pe aici pe undeva trebuie să întoarcem. Sunt căzit. Bine sună, mă, frate. De ce, mă, gata, sună mai tare dacă se încălzește. Dar cum am ales? Da, ideea e că ne-am ales și cel mai bun loc acum să filmăm cu poliția pe lângă noi și pe astea, dar e ok, în caz de ceva, ți se văd numerele. Nu se văd de praf, de noroi. Bă, îmi place rău de tot, sincer. Ce trebuie. Șmecheră rău. Deci asta e efectiv prima dată când mă urc în mașina asta și o conduc. Așa. Și pentru tine e prima dată când te urci și o auzi, nu? Da, îmi place rău de tot, sincer. Îmi place și interiorul, vezi, are carbonamat exact așa cum place mie, cum mi-am făcut și eu. Frumos rău. Mamă, dar ce bine sună după ce se încălzește, deci n-are nicio treabă cum era la primul. Da. Ea era caldă, dar trebuie să ajungă la grade mult mai mari, știi? Gen, bine, rău de tot. Câte grade are motorul acum? Bă, nu știu să zic. Doamne, cât de bine sună, mă, frate, deci nu cred că te saturi. Eu ți-am mai scăzut de aia la benzină. Nu cred, nu cred, nu-i bine. Eu ți-am făcut la semn. Slow down, a? Da. Băi, șmecheră rău tot. Mi-a zis cineva acum să lăsăm mai încet mașina. Da? Ce zici? Îi dăm o... Bă, nu știu, mă, dar mi-am lăsat mașina eu fix aici și parcă văd că fix când te oprești tu vine poliția și mă ia pe mine, eu care abia m-am urcat. Uite, acum facem pe butonul magic. Și nu se mai aude nimic. Uite, așa se aude pe confort. Tot se aude bine, mă. Tot se aude tare. Tot se aude bine. Bă, se aude tare, dar nu are pop, stai, văzut? Da. Păi, deci în principiu e foarte tare mașina. Vai de capul meu. Abia aștept să-mi iau și eu, Doamne. Adică să-mi iau și eu. Ați înțeles voi, asta e a mea, dar na. Vreau și eu V8, nu știu cum. Trebuie. Da, trebuie. Foarte, foarte, foarte drăguță și exact ce trebuie, bă. Îmi place rău tot. Trebuie și mie așa ceva. Ne arătăm acum capota. Ești pregătit? Ia, mă, ce e acolo? Ia uite-l. E mai curat ca afară. Ia uite-l aici. L-am văzut. Ce vreau și eu, mă. Legea atracției, zici, nu? Da. Direct. Gata. Aici. Deci cam asta a fost. Deci trebuie să ne luăm V8. Treaba. Neapărat. Lui Alex i-a plăcut treaba. Mi-a plăcut rău tot, nu știu. O mai ating puțin. Mai ating eu. Vreau și eu. Bun. Nu uitați să-i dați un follow lui Alex. Si. Și ne revedem mai încolo. Da, băieți, cam asta a fost și vlogul de astăzi. Ne-am întors din nou la mâul nostru. Chiar acum plecăm spre Sibiu și sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, un subscribe, un share, un comentariu cu ce v-a plăcut cel mai tare și ce idei mai aveți pentru mine în următoarele vloguri. Eu sunt Sergiu, ne revedem data viitoare. Pa!